Bună tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Intertox. În acest episod îl avem ca și invitat pe domnul Teodosiu Iulian. Domnul, da. Mulțumesc mult de invitație. Da, pentru ce? sper. Nu, doar așa, doar la început a fost asta cu domnul. Că... A fost doar introducerea, da. Ok. Mersi mult de invitație. Da, bună ziua! Bună ziua și dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Glumesc. Da, deci haideți să începem. Cum ați început să practicați scrimă? Eu practic scrima de la vârsta de 8 ani. Se făceau selecții la școală, așa că domnul Marius Pușcașu a venit, m-a selectat de la școală, eram în clasa a doua și de atunci și până acum fac scrimă. Trebuia să încep cu altă întrebare, dar am zis așa să intrăm din prima cu scrima, dar până la urmă cine este Iulian? Deci Iulian este un tânăr născut în Slobozia, crescut în Slobozia, care a descoperit pasiunea despre acest sport și care dorește să o dea mai departe noilor generații. Și uite așa am ajuns să mă cunoască și cei care ne privesc acum. Foarte tare. Când ați început să practicați, v-ați gândit că veți ajunge la această performanță? Sincer, nu puteam să preconizez ceea ce va urma, dar am fost dintotdeauna ambițios și mereu am știut că trebuie să muncesc pentru chestia asta, adică fără muncă nu se poate. Da. Mi-am dorit foarte mult și până la urmă a ieșit, nu știu cum să zic. Adică e greu de explicat totuși cum s-a întâmplat treaba asta și cum au ieșit aceste rezultate. Ideea este că trebuie să ai răbdare și să muncești mult și să ai o voință foarte mare. Cam în tot ceea ce faci, nu numai în sport sau în scrimă. Măcar acolo puțin vă gândeați că veți face meserie din sport? Da, decizia aceasta am luat-o la un moment dat, pentru că trebuia să aleg ori aprofundez școala, ori sportul. Eu am avut niște rezultate pe la vârsta de 15-16 ani. Atunci am început să am încredere că pot să fac acest sport la modul profesionist. Și aveam niște probleme cu greutatea, m-am concentrat să-mi fac regim alimentar, să slăbesc, mergeam în fiecare zi la antrenamente, câteodată aveam și meditație și făceam antrenament ori înainte, ori după și atunci mi-am dat seama că asta vreau să fac până la urmă. Deci a dominat scrima în copilăria dumneavoastră? A fost... Până în acel moment au fost cam școala era pe primul loc, pentru că așa m-au îndrumat părinții. Da. Trebuie să mergi la școală, cum fac în general părinții. Iar apoi scrimă, dacă ai rezultate proaste la școală, nu te mai duci la scrimă. Și îți dai seama ce m-am ambiționat. Da. Zic, cum frate, e ceea ce îmi place să fac. Și așa că a trebuit să îmbin foarte bine treaba asta. Profesorii m-au înțeles când trebuia să plec la concursuri sau în cantonamente, dar mi-am făcut treaba și la școală și la scrimă. Foarte tare. Ai abandonat vreodată o activitate, ceva de relaxare pentru antrenamente? Sigur că da. Sigur că da. Și vă pare rău că ați făcut-o? Nu. Nu îmi pare rău, pentru că, exact cum ți-am zis și mai devreme, am știut în ce mă bag și știam că vor fi anumite sacrificii, să le zicem așa. Deși, ți-am spus atunci, când îți place ceva cu adevărat, nu le simți da. Ca pe niște lucruri negative. Așa că, da, am ratat zile de naștere ale prietenilor, am ratat anumite vacanțe sau, nu știu, chestii de genul ăsta. Chestii care nu sunt neapărat atât de importante, știi? Dar, ți-am zis, nu-mi pare rău și
am trecut peste lucrurile astea, să zicem. V-au susținut părinții în asta? Da, da, m-au susținut. Ți-am spus și mai devreme că ei mi-au spus că trebuie în primă fază să învăț, să meargă bine școala. Dar cu cât au văzut, cu cât eu puneam atât de multă pasiune în ceea ce făceam și eram atât de consecvent și atât de serios în ceea ce făceam, încât a fost imposibil să nu creadă în mine și să nu creadă în ceea ce cred eu. Știi? Așa că da, m-au susținut foarte, foarte mult și sunt foarte mândri de mine. Cine le mulțumesc foarte mult. Da, da, da. Cine v-a motivat cel mai mult în asta? Sau de unde vă luați voi motivația pentru a practica scrimă? Nu știu sigur să-ți răspund la această întrebare. Eu consider că m-am motivat singur. Adică mereu am vrut să-mi depășesc limitele. Mereu când atingeam un obiectiv, voiam să-l depășesc. Și mereu am avut acest sentiment de cum să-ți explic, de a nu fi mulțumit cu ceea ce am făcut, știi? Și asta m-a făcut să-mi împing de fiecare dată limitele și m-am automotivat, ca să zic așa. Foarte tare, bănuiesc că e ceva destul de greu să faci. Da, este greu. O motivație atât de mare. Este greu, într-adevăr. Dar atâta timp cât tu pui pasiune în ceea ce faci și crezi într-adevăr în ceea ce faci, indiferent de domeniu, adică aici nu vorbim doar despre sport, în orice domeniu. Da. Trebuie să-ți dorești să fii cât mai bun, să fii cel mai bun. Da, da, da. Au existat vreodată probleme financiare? Da, n-a fost de fiecare dată bine. N-a fost de fiecare dată bine, dar nu pe asta m-am concentrat. Atâta timp cât Nu ați lăsat să vă demoralizeze. Nu, atâta timp cât faci rezultate și când te gândești să faci rezultat și să nu și nu urmărești banii, apoi lucrurile vin de la sine. Adică banii vin în compensație oricum. Da, am înțeles. Cum arată o săptămână normală în fiecare zi a dumneavoastră, a ta? Mulțumesc! Mi-e greu să mă... Nu e nicio problemă, ne adaptăm. Da. O săptămână a mea în... O săptămână normală. În timpul unui cantonament, de exemplu, sau... Oricând, și în timpul unui cantonament. Atunci când sunt în pregătire, practic. Da. Ok. Bun, păi am în fiecare zi două antrenamente. În ultima perioadă am stat foarte mult în Poiana Brașov și m-am pregătit acolo. Oraș frumos. Da, e frumos. Brașovul e frumos, da. Poiana iarăși este ok. Pentru turism este extraordinară. Dar noi avem o bază bună de pregătire acolo. Și gândește că eu merg cam de 10 ani în Poiana Brașov. Adică nu mai e chiar fan, știi, pentru mine. Însă, cam astea sunt sacrificiile de care vorbeam, știi? Trebuie să fii, nu știu, să stai foarte bine din punct de vedere psihic și să-ți urmărești într-adevăr scopul. Bun, și ziceam de săptămâna mea. Da, ți-am zis, am cam în jur de două antrenamente pe zi. Bine, mai sunt și zile cu câte un antrenament. Iar duminica avem liber. Duminica și avem cât durează liber. Un antrenament? Un antrenament durează în jur de 2-3 ore, depinde de specificul antrenamentului. Poți să faci pregătire fizică, poți să faci pregătire tehnică, tactică, mai sunt și antrenamente în care lucrăm doar cu creierul, știi? Adică e destul de complex. Ați avut un idol în asta sau v-ați luat după cineva? Sincer, nu mi-am luat o singură persoană. Am fost învățat să fur de la fiecare chestiile bune care mi s-ar potrivi mie. Așa că am câțiva sportivi pe care îi urmăresc, îi stimez și am încercat să iau de la fiecare ceea ce mi s-ar potrivi mie și să-mi construiesc eu un stil personal. Și se pare că ați și reușit. Da, să zicem. Mai am de lucrat,
Mai am de lucrat, dar am și timp, adică... Vi s-a întâmplat vreodată pe parcursul vieții să doriți să renunțați la sport sau să luați o pauză mai mare? Sigur că da. Sigur. Sunt foarte multe momente grele. Dacă pot să mă exprim așa, sunt mai multe momente grele, momente din care ai ce învăța decât cele de bucurie. Aha. Știi? Am avut de multe ori gândul să renunț sau să, nu știu, să iau o pauză mai mare, exact cum ai spus și tu. Dar de fiecare dată am trecut peste momentele astea, bineînțeles nu de fiecare dată singur, dar pot să spun că de fiecare dată m-am gândit că nu este încă, n-am arătat încă tot ce pot să fac. Și asta consider și acum. Nu, încă nu sunt... Sunt bucuros pentru ceea ce am realizat până acum, însă nu pot să zic că sunt mulțumit și că vreau să mă opresc aici. Foarte tare. E impresionant unde ați ajuns și ce ați realizat. Mersi. Și că încă nu v-ați atins nivelul maxim. Da, nu știu ce să zic. Eu așa am fost construit, așa... Așa mi-am impus eu să fiu și să gândesc. A fost scrima un mijloc de exteriorizare? Asta e foarte tare întrebarea asta. Okay. Foarte tare. Da, chiar a fost. A fost. Adică prin scrima am putut să-mi exprim ceea ce nu puteam să exprim în mod normal față de oamenii din jur, față de mine până la urmă. Așa că atunci când ești pe planșă, spui masca pe cap, ești doar tu, adversarul și arbitru și cam atât. Și acolo într-adevăr am reușit să fiu eu, să scap de anumite bariere pe care le-am avut și încă le mai am față de, nu știu, de exterior, ca să zic așa. Și acolo m-am concentrat cel mai bine și am arătat cam ce sentimente am, cam ce trăire am și așa mai departe. Da, deci pot să spun că este într-adevăr un mod de a mă exterioriza. O relaxare mentală, gen. Da. Pe de o parte da, pe de altă parte e stresul destul de mare și consumul nervos destul de mare. Am înțeles. Va cauza vreodată răni grave? Dacă am avut accidentări? Da, da. Sigur. Da, sigur. Grave, nu așa... Păi, nu poți să practici un sport de performanță și să nu ai anumite probleme. Adică, la un moment dat, la un concurs, în 2019, cred, înainte să înceapă pandemia, eram în concurs, eram pe planșă în meci și am făcut o mișcare bruscă dinspre înainte spre înapoi și pur și simplu am căzut. Simțeam ceva, o durere la gleznă, nu mi-am dat seama că e ceva grav. Am zis, băi, poate o fi vreo întorsă sau ceva de genul ăsta. Și până la urmă n-am mai concurat, am văzut că nu mai pot. Și când am ajuns în țară și am făcut o radiografie, aveam o fractură perfectă de maleolă tibială. Mamă! Așa aveam două opțiuni, să mă operez sau să pun piciorul în gips. Și așa am stat o lună cu piciorul în gips. O relaxare așa. O relaxare, da. O pauză. Îți dai seama cât de greu e atât timp cât tu ești obișnuit mereu să fii în mișcare și să nu stai pur și simplu. A fost foarte greu în alea 4 săptămâni, o lună cât a fost. Destul de greu. Și apoi recuperarea destul de grea. Dar, da, a fost ok până la urmă. Da, v-ați revenit și uitați unde ați ajuns. Într-adevăr, da. Cât v-a spus de pandemie, v-a îngreunat? Uite, o să te surprindă, dar pe mine cred că m-a ajutat totuși pandemia. Da, și pe mine scăpeam de ore. Da, bine, aici nu, asta nu era interesul meu. Dar acum, sincer vorbind,
ți-am spus, în 2019 ăla a fost în care m-am accidentat, concursul de dinaintea pandemiei sau ceva de genul ăsta. În fine. Și era o perioadă destul de încărcată. Lasă-mă să mă corectez. Mi-am rupt piciorul, apoi am stat o lună cu piciorul în gips. Am fost la concursuri încă, am mai fost la încă două concursuri, iar apoi a venit pandemia. Aha. Bun, și pandemia pe mine m-a ajutat, pentru că eram oricum destul de încărcat din multe puncte de vedere, și fizic și psihic, eram destul de obosit și aveam nevoie de o pauză. Plus că eu n-am avut timp să mă refac complet la gleznă, pentru că a trebuit să intru iarăși în concursuri și să-mi ajut echipa să ne calificăm la Olimpiadă. Așa că stopul de atunci cu pandemia a fost ok pentru mine. Am avut, cred că vreo 3 luni am stat în casă, dacă mi-aduc bine aminte. Și am avut timp să mă recuperez. Am avut timp să scap de oboseală și depresiunea pe care am avut-o. Și ușor, ușor, după ce am reluat antrenamentele, după această perioadă de lockdown, pentru mine a fost numai într-o notă ascendentă, ca să zic așa. Adică tot ce a fost după acele 3 luni de lockdown a fost mai mult decât făcusem eu până atunci, pentru mine personal. Așa că am reușit să, la următorul concurs, să intru în primii 8 la o etapă de cupă mondială, ceea ce nu mai făcusem până atunci, după care am fost reprezentantul României la concursul de calificare pentru Olimpiada de la Tokyo și am câștigat acel concurs și m-am calificat la Olimpiadă. O prestație bună, zic eu, la Olimpiadă, din punctul meu de vedere. Da. Se putea și mai bine, dar acolo este un cu totul alt concurs. Suntem mult mai puțini, presiunea este mult mai mare, dorința este mult mai mare și mult mai ușor faci greșeli. Da. În fine. Iar după această Olimpiadă a venit anul 2022, adică anul în care suntem. Nu mai e mult nici din nu asta. Nu mai e mult, eu l-am și terminat din punct de vedere al scrimei, pentru că odată cu campionatele mondiale se termină sezonul la noi. Deci... Dar a fost numai, ți-am spus, într-o notă ascendentă și nu am decât, nu pot decât să mă bucur pentru chestia asta. Foarte tare. Cam dubios că v-a ajutat pandemia. Da, și eu am fost surprins un pic, dar am luat ce a fost bun până la urmă și a fost bine pentru mine. Așa, v-au susținut profesorii când ați văzut că reușiți din școală și din liceu? Da, m-au susținut în principiu, cel puțin atunci când au văzut că treaba este destul de serioasă, au înțeles exact ce fac și nu mi-au pus piedici, ca să zic așa, dar au fost momente în care mi-au mai spus profesorii, băi, că ce faci, tu te folosești de treaba asta să nu vii la școală sau că nu ești serios, că, mă rog, au mai fost și momente de genul ăsta, dar per total... nu pot să zic nimic de rău de profesori, au fost foarte înțelegători cu mine și ți-am spus, mai ales în ultima perioadă a mea în liceu. Da. Ați călătorit în alte țări pentru, bine, doar ce a spus, dar cam care ar fi țările cele mai mari și cele mai cu o cultură cât mai mișto unde ați ajuns cu ajutorul scrimei? Am fost peste tot. Am fost în foarte multe țări, nu știu, am fost pe toate continentele, cred că am fost. În afară de Australia, n-am ajuns acolo. Dar am fost în... De ce? Păi, inginer, ai câtat taranturile Ok, da, am văzut că sunt destul de dubioase lucrurile de acolo. În fine. În principiu am fost în locurile în care erau competițiile, așa că... Na. Dar am fost în Asia, am fost în Japonia, în China, în Coreea, am fost în Hong Kong, cel mai mult din zona asta mi-a plăcut în Coreea, dacă pot spune că mi-a plăcut, dar acolo a fost cel mai ok. După care, nu știu, am fost în Europa mai peste tot. Are rost să le număr? Acolo, prin Asia, cum, în ce limbă vorbeți?
înțelegeam mai greu, că nu toți vorbeau engleză, mai ales în China, destul de greu ne-am înțeles cu lumea pe acolo și nici nu ne-a făcut mare plăcere să mergem în, nu știu, să ne plimbăm prin zonă. Dar în Coreea a fost ok, ți-am spus, greu m-am obișnuit cu mâncarea de acolo, dar până la urmă nu-mi place neapărat să merg în zona aia, dar dacă sunt concursurile puse în Asia, nu am ce să fac și trebuie să merg. Da. Altfel am fost în America, am fost în Statele Unite, în New York, Boston, Chicago. În astea trei am fost. Da, nu-i nevoie să enumerați. Am fost la Rio. Ah, frumos. Am fost în Egipt, în Algeria. Ok, deci sunt foarte multe, nu mi le aduc aminte pe toate. Majoritatea. Da. Însă nu avem foarte mult timp să vizităm locurile, dacă voiai să mă întrebi și chestia asta. Cam cât durează un turneu? Depinde de turneu. Adică avem cupele mondiale unde e un concurs individual și un concurs pe echipe. Deci sunt 3 zile de concurs, așa că e timpul destul de scurt. La fel la Grand Prix-uri avem doar individual cu 2 zile de concurs. Și avem campionatele europene și campionatele mondiale, unde e o perioadă într-adevăr mai lungă, adică stăm în jur de o săptămână, 10 zile. Iar că trebuie să fie pauze mai mari, pentru că acolo sunt toate armele. Scrima este formată din 3 arme. Sabie, spadă și floretă. Și sunt și băieți și fete, individuale echipe. Trebuia să ajungem și la întrebarea asta, nu? Nu, că eu nu știu de asta, dar... Ok. Păi de-aia sunt eu aici să vă spun exact. Da, bun. Deci eu fac sabie. La sabie suprafața valabilă este de la brâu în sus. Adică de bătaie, gen. Da, unde punctează. Da, da. Deci este de la brâu în sus, inclusiv brațele, capul și spatele. Poți să lovești în toate modurile posibile, poți să împungi, poți să tai cu tăișul, contra tăișul, cu latul, adică se punctează cu toată partea lamei. Ok, bun. Avem floreta și spada, care sunt asemănătoare la modul de lovire, adică numai prin împungere. Iar aici la fel diferă zonele valabile. La floretă zona valabilă este doar pieptul, abdomenul și spatele. Deci doar în zona aia poți să punctezi. Iar la spadă tot corpul este valabil, adică poți să lovești oriunde cu vârful. Mamă, la spadă mi se pare interesant. De ce spui asta? Armă mare, armă puternică. Da, să zicem. La spadă este un pic mai... mai lentă treaba, ca să păi spun da, așa. E mai mare, nu e... Pentru că nu neapărat că e mai mare, dar este jocul ăsta de tatonare este mult mai amplificat, ca să zic așa. Și trebuie să te protejezi. Îți dai seama, este toată suprafața, tot corpul este suprafață valabilă și trebuie să te aperi cât mai bine, să ai o defensivă cât mai bună. Iar la fel, la spadă punctarea se face în funcție de becuri. Dacă se aprinde becul meu, primesc eu punct. Dacă se aprind ambele becuri, primesc amândoi sportivii punct. Ceea ce la sabie și la floretă nu se întâmplă treaba asta. Pentru că la sabie și la floretă este vorba de cine are prioritate. Înțelegi? Aha. Mereu atacul are prioritate. Iar dacă eu sunt în atac și tu ești în defensivă și lovim amândoi în același timp, tu eu iau punctul pentru că am prioritate. Am înțeles. E un pic greuț, știi, să explici și să vezi acțiunile tu ca spectator, dar da, e bine să mai venim noi cei din fenomen și să mai explicăm, pentru că avem nevoie de un public educat în sensul ăsta să poată înțelege ceea ce se întâmplă pe planșă, știi? Și cam până la câte puncte se joacă? Sau gen e pe timp și câștigă la cu mai multe puncte? Îți explic imediat. La noi, la sabie, meciurile sunt de 15 tușe cu pauză la 8. Cine ajunge primul la 8 se ia pauză de 1 minut, iar apoi se continuă până la 15.
Este la fel și la, și la spadă și la floretă, tot până la 15 se trage în principiu, noi așa spunem la jucat, trage, adică eu trag cu tine, știi? Mm-hmm. Ok, bun. Numai că la ei intervine și timpul, pentru că acțiunile nu se întâmplă atât de repede cum se întâmplă la noi la sabie și se poate câștiga un match, nu știu, la 11 tușe, de exemplu, adică nu mai ajung până la, da, până la 15. Sunt 3 reprize a câte 3 minute, după fiecare repriză un minut pauză. Și la un moment dat se poate ajunge și la prioritate, mm-hmm. în sensul în care, de exemplu, se termină a treia repriză, se termină timpul, este 10-10, iar aparatul la care suntem conectați, în mod aleatoriu, alege cine are prioritate. Ah, okay. Și dacă se mai trage un minut și dacă în minutul ăla nu se dă nicio tușă, câștigă cel care a avut prioritate mm-hmm. dată de aparat. Adică un pic de noroc asta, așa... Da, să zicem, acolo iar intervin mai multe lucruri, în fine, tactică. Sper că nu v-am plictisit cu aceste detalii. Foarte interesant. Atât de explicat, da. Parcă acum vreau eu să mă duc să mă joc scrimă. Păi foarte bine, poți să mergi liniștit la sala de scrimă aici în Slobozia. Că o să avea așa mași de lap acolo. Ce țări ați vrea să vizitați în viitor, dacă mai vreți să mai plecați din România? Nu mi-am făcut un plan. Nu mi-am făcut un plan pentru a vizita alte țări. După ce mă voi lăsa de scrimă, probabil voi sta o perioadă destul de lungă în țară. Și chiar și în vacanță eu voi încerca să-mi vizitez țara, în primul rând. Mm-hmm. Pentru că n-am apucat. Chiar acum am început cu această vacanță, am fost un pic prin zona Ardealului. Iar pe viitor cam asta aș vrea să fac, în primul rând să-mi vizitez țara. Foarte nu mai vreau să mai plec. Am obosit. Da. Stați puțin, că tot vorbeam de Tokyo, aș vrea să merg în Tokyo, în Japonia. E chiar atât de rău? Nu e rău, dar nu trebuie să, dacă nu mi-a plăcut mie, asta nu înseamnă că nu să-ți placă ție. Bine, și eu cât am fost la Tokyo, am stat în satul olimpic, deci am stat izolați de ceea ce se petrecea în oraș. Și plus că a fost și pandemia, a fost foarte greu să ieșim. De fapt, n-am ieșit de acolo. Am stat mult mai puțin decât trebuia să stăm. Am avut concursul și... Avem show-uri de lumini, cam atât. Pare... Păi e foarte bine, ne distrăm. Da. O petrecere mai merge. Da. Ok, deci multă lume recomandă Japonia pentru vizitat. Așa că poți să încerci. Da, mai gândesc. Mâncarea nu era. Nu neapărat pe placul meu, dar nu era. Dacă toată treaba asta cu scrima nu ar fi mers cumva, Doamne ferește, nu ar fi mers, ce altceva ați fi făcut, ce altă meserie? Nu știu, sigur. Chiar nu știu. Eu am fost la liceu aici în oraș, la colegiul la Mihai Viteazu, și am fost la profil uman. Mie îmi plăceau materiile gen istorie, psihologie, română îmi plăcea. Așa că probabil aș fi ales o, nu știu, o profesie sau în primul rând o facultate pe drumul ăsta. Eu antrenam psihologia, dar încă nu mă văd să profesez în acest domeniu. Și dacă m-aș lăsa de scrimă acum, probabil tot în domeniul sportului aș rămâne. Și aș vrea să dau mai departe ceea ce am învățat eu. Probabil mă voi face antrenor după ce voi termina cu cariera de sportiv. Dar ți-am spus, nu știu, poate mă îndreptam spre drept. Ai văzut, m-am exprimat extraordinar. Un joc de cuvinte. Da. Așa mă gândeam la un moment dat. Dacă e să nu fac scrimă de performanță, mă duc, frate, la drept și văd ce pot să fac acolo. Asta cu psihologia a fost o... Vă sunteți propriu psiholog? Da, nu prea bun, da. A fost o chestie pe lângă scrimă, așa ca să zic.
Da, ok, eu m-am învățat ceva lucruri acolo care m-au ajutat. Da. Ne facem un show așa. Un show, da. Da. Facem show. Ce alte sporturi vă mai plac? Îți dai seama că dacă faci un sport, treci prin mai toate sporturile și noi la antrenamente câteodată încercăm să mai jucăm și alte sporturi pentru a nu ne plictisi efectiv de ceea ce facem asta, în fiecare zi. Mi se pare tare. Așa că jucăm fotbal, volei. De ce? Aruncați cu săbile după mine. Nu, suntem buni și la alte sporturi. Ah. Nu vrem noi să ne facem echipă. Să stricăm celelalte echipe. Da, să nu vemile și vă. De. Da. Deci jucăm fotbal, jucăm volei, tenis de masă, înotăm. Aha. Adică facem destul de multe lucruri. Și sunteți agil așa, aveți? Așa zic. La fotbal cel puțin. Eu zic că sunt ok. Nu top, dar nici cel mai varză. Vă mai trimit filmulețe cum e. Da, de la fotbal, da. De la volei. De la scrimă să facem ceva scurmentaj, auzi la mine. Să facem, să punem un videoclip așa. De la scrimă? Da. Păi de la scrimă sunt toate pe YouTube. A. E foarte ușor. Mă gândeam. Vă trimit de la antrenamente, dacă da, de astea private, așa, cum da, vedeți voi acolo în vestiar. Da, 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 insider. Da. Urmăriți alte sporturi? În principiu nu prea mă uit la televizor și chiar nu mai am timp să mă mai concentrez și pe alt sport. Eu nu știu, nu mai văd neapărat ca pe o relaxare acum, știi? Dar... nu știu, mă uitam înainte la un moment dat la Formula 1. Îmi plăcea, aveam și un coleg de cameră care era pasionat și urmăream împreună. Mă mai uit din când în când la fotbal, dar puțin așa, nu mă pasionează așa de tare. Foarte tare asta cu Formula 1 și mie îmi place cu mașini, cu de-astea. Da, adrenalină, senzații tare. Românești. Credeți că orice persoană, credeți că oricine ar trebui să facă un sport în viața lui? Să practice, să... Sportul este foarte important pentru toată lumea, adică eu consider că toți ar trebui să facem sport, nu neapărat de performanță, dar pentru sănătatea noastră. Adică o alergare de 30 de minute pe zi sau orice fel de activitate fizică ar fi benefică, știi? Eu încerc să promovez scrima și sportul în general, pentru că consider că este foarte important pentru sănătate, iar la fel sportul de performanță este un foarte bun ambasador al țării. Adică te duci, câștigi o medalie, urci pe podium, băi, de unde e omul ăsta? Din România. Ia să vedem ce se mai întâmplă cu România, știi? Adică mi se pare ok. Da. Și ar trebui, cel puțin copiii, din punctul meu de vedere, să experimenteze, să meargă la mai multe sporturi, știi? Și poate la un moment dat o să-i placă unul atât de mult încât poate să rămână și să facă performanță. Da. Ce credeți că ar fi mai bine să alegi și de distracție din mai multe puncte de vedere? Sport normal sau sport de contact? Oh, din punctul meu de vedere? Da. Păi... Nu știu ce să zic, acum, fiecare este în felul lui și este atras de anumite lucruri, știi? Adică mi se par toate sporturile în regulă. Important e să faci, da. Să faci unul. Dacă nu știai, și scrima este un sport de contact. Da, mi-am dat seama. Doar că noi avem sabia, care este prelungirea brațului, mâinii, știi? Da, da, da. Așa că, na, uite, sporturile de contact, poftim. Și eu tot pe sporturi de contact m-aș duce. Urmărești? Nu, chiar mă mai bat eu așa prin casă cu sacul de box, am sac de box la ușă. Mai și? Câștigi? De obicei, da. Nu dă înapoi, nu? Nu. Are frică. L-ai învățat? L-am îndepsat. Okay. Aveți alte hobby-uri? Mai aveți timp de alte hobby-uri?
Știi că mi se pune des întrebarea asta. În primul rând, dacă mai am alte hobby-uri și în al doilea rând, dacă am timp. Exact cum ai făcut-o din două una. Da. Obișnuiam înainte să merg la echitație. Mergeam într-un timp. Îmi plac foarte mult animalele. Mm-hmm. Le îndrăgesc pe toate. Da, și eu am 6 pisici acasă. Eu aș fi vrut să am, dar cine să aibă timp de ele, săracele, știi? Ok. În pandemie, de fapt în lockdown, atunci am început să fac puzzle și mi le-am pus așa frumos, le-am lipit și mi le-am înrămat și vreau să mi le pun în casă. Ok. Îmi place foarte mult să ascult muzică. Nu merg nicăieri fără muzică. Ceea ce vă recomand și vouă. Așa. Stasca, dacă m-ați luat cu muzica, urmează o discursie. Da? Da. Ok, da. Aștept. Bun. Îmi place să mă uit la filme, normal, la seriale. Da. Îmi place să citesc din când în când. Ce filme, ce seriale? De bătăi tot? În principiu mă uit la filmele istorice. Mm-hmm. Orice e legat de istorie, mă uit. Ah, uite, asta e încă un hobby, istorie. Îmi place foarte mult, da. Așa, mă uit la serial de comedie, ceva să mă facă, da, să mă simt bine. Nu-mi place să stau așa adâncit în gânduri, știi? Sunt destul cu gândul la scrimă, trebuie să mai ies de acolo. Da, cam așa, cam astea sunt. Foarte tare. Deci, ce muzică ascultați? Iar m-ai luat la... cu pronumele astea de politețe și mă deranjează, să știi. Hai să schimbăm. Ce muzică asculti? Hai, mulțumesc, așa mai merge. Ascult toate tipurile de muzică, toate genurile. Ce vă rupe cel mai rău? Ce, ce te aștept să răspund? Eu acum nu știu ce să zic. Nu, ascult rap, ascult pop, ascult rock. Frumos. Bine. Nu ți-am zis ce voiai tu. Da, da. Rap? A, bun, rap, trap. Bun, trap nu prea. Nu. Rap ascult atunci când am nevoie de un boost din ăsta de încredere la antrenament, știi, pun cărțile și încep. S-a văzut și prin ce au trăit. Da. Știu sentiment. Da. La fel cu rock, așa, tot pentru un boost, știi? Și probabil se așteaptă multă lume să întreba asta, manele. Ți-am zis că ascult orice gen. Ascult orice gen, nu am nicio problemă cu manelele. Dacă e să fie, ascult, nu-i problemă. Artiști și popular, preferați? Ascult și lăutărească, de toate. Artiști preferați, da, la manele? Legat de muzică? Da. Măi, ți-am spus, eu ascult, îmi place foarte mult Michael Jackson, îmi plac multe trupe rock, dar din cele vechi, știi, AC/DC, da, îmi place Pink Floyd, Led Zeppelin, toate chestiile astea, toți, mm-hmm, toți nebuni, știi? Ok, deci în principiu ascult muzică bună. Artiști români? Ce iese fain și sună bine, mm-hmm, ascult, intră. Exact. Da. Nu știu, în ultima perioadă s-au scos numai, nu știu, foarte multe piese aiurea. Știi? Eu așa, da, consider. Bacovia, ți-a auzit? Nu. Asta ce? Sunteți pe vechi. Rapper? Nu, rap. Rapper? Da. Sunteți, nu, pe vechi, pe, da, pe, da, Nelly, pe... Da, da, ah, da. Ok. Da. Nelly nu de la noi. Nu. Avem noi un Nelly? Avem și noi un Nelly, da. Da, tu zici de Nelly ăla cu dilema. Da. Da. Nu, ca să știm exact despre ce vorbim. Că dacă mi-ai zis că sunt pe vechi, poate, nu știu, fie și vreun Nelly și la noi. Avem și noi. Avem, nu? Da. Tot cu rap așa. Uh-huh. Are niște piese interesante. Da? Da. Ok. Ca noi și... Biugi Mafia, tată. Da. Biugi, da, Mafia, paraziții. Ce, dacă vă uitați pe social media, pe așa mai departe, pe... Rețele de socializare, ce urmăriți în afară de sport? Îmi plac foarte mult oamenii care postează din vacanțe, dar nu la modul, nu știu, pe șezlong cu pahar în mână. Life? Poftim? Ah, ok. Nu, e un YouTuber, Backpack Your Life îl cheamă. Ah, nu știu specific, înțelegi? Aha. Dar îmi place să văd, de exemplu, nu știu, un loc fain pe care îl filmează, știi? Mm. Sau îmi place foarte mult să mă uit la
ce fac oamenii în sala de forță, știi, mai învăț exerciții, mai, nu știu, chestii de genul ăsta. Sau mă uit foarte mult la mâncare. Da, e entertaining până la urmă. Da, da, da. Au început să facă niște filmulețe legate de cum prepari mâncarea, chiar te fac să fii și editate atent și acolo. Super. Sunt, da. E de apreciat ce... Și altfel eu încerc pe conturile mele de pe rețele de socializare să, ți-am spus, să promovez Scrima, să promovez ce fac eu, să pun lucruri care mi se par mie interesante. La fel am fost în vacanță acum și am pus niște poze, niște story-uri din punctul meu de vedere faine la ceea ce am văzut eu, știi? Așa că e ok și cu rețelele astea de socializare, știi? Dacă știi să selectezi ce se întâmplă acolo. De exemplu, TikTok ne-am făcut de curând, dar... Proastă alegere. Da, nu știu, am zis că am înțeles că e un flux mai mare acolo, știi? Da, îți pierzi timpul mult pe asta. Păi de aia nici nu prea l-am făcut, dar atât, e aplicația în telefon și atâta. E bine. Da. Încerca să o dezinstalați. Da? Ok, mersi de sfat. Animal preferat? Îmi plac foarte mult câinii. Îmi plac foarte mult câinii. Ți-am spus, aș vrea, îmi doresc, din totdeauna îmi doresc să am un câine, însă nu am, efectiv nu am cum, nu am timp. Place. Îmi plac rasele mari de câine, știi? Dar nu, n-am o rasă preferată, ca să zic așa. Tu dești așa de sebat? De sebat? Da. Nu, trebuie să fie pașnici, Agresivitatea asta între animale nu prea îmi place. Nu între animale. Să sperie omul pe stradă. Să sperie omul? Da. Nu, trebuie să fie blând. Da. Trebuie să fie blând și iubăreț. Mie mi-ar place așa să mă plimb cu ursul pe stradă. Cu ursul? Cu ursul. Nu, așa departe nu m-am dus. Nu. Dar un golden retriever mi-aș lua. Da, când e frumos. Frumos, da. Și deșteptuț așa. Da. De familie așa. Da. E pentru ceva boală, nu mai știu fix. Dacă ai... Care câini? Golden retriever. Da? Da. N-am știut asta. Învăț în chestia. Da. Ca să revenim la scrimă, ce-ți place cel mai mult? Ce te intrigă în scrimă? Faptul că te bască... Deci scrima este sportul în care trebuie să spăcălești adversarul. Mm-hmm. Înțelegi? Trebuie să îi dai o senzație și tu să faci altceva. Deci jocul ăsta al păcălelii, ăsta îmi place de mor. Uh-huh. Este extraordinar cum, de exemplu, doi sportivi de valoare, să zic, cât de cât apropiată, știi, la un nivel înalt, se studiază înainte de a avea meciul, că noi asta facem, ne studiem adversarii. Da, știi? Vă dați stoc. Da, ceva de genul ăsta. Luăm videourile cu noi de la concurs și vedem acțiuni, ce se întâmplă. Exact, okay, da. Bun. Și totuși, amândoi, cunoscând punctele slabe ale adversarului și totuși încă reușești să se păcălească, știi? Asta îi pare extraordinar. Și că înveți ceva nou de fiecare dată. Înveți, te întâlnești cu N situații. V-ați făcut prieteni din asta sau, gine, bănuiesc că din alte țări? Sigur. Am foarte mulți prieteni în circuit. E inevitabil. Atâta timp cât suntem aceiași oameni la fiecare concurs, e inevitabil să nu-ți creezi prietenii, să nu-ți atragi antipatie, adică se întâmplă și chestii de genul ăsta. Dar până la urmă scopul este rezultatul. Uh-huh. Știi, tu să faci tu un rezultat cât mai bun. Așa că treci și peste astea. Foarte tare. Păi, cel mai bun prieten al vostru e tot așa... cu lupte, al nostru? Tot al nostru, al tău. Ce mai bun prieten al tău? Cel mai bun prieten al meu, la ce te referi? În viața reală. Am mai mulți prieteni. Cel mai bun? Cel mai bun? Fratele tău. De ce mă pui să fac asta? Da, ok, am înțeles, da. Trecem peste. Prietenii mei, în general, mă susțin și... Hai că am trecut repede peste. Da? Ai scăpat. Da. Mă susțin, înțeleg ceea ce fac și că nu pot să fiu de fiecare dată la cerere. Adică, bă, hai să ieșim în oraș astăzi. Bă, nu pot, că eu sunt în cantonament, știi? Mm-hmm. Și totuși încă mai răspund la telefon. Adică, da, e dubios. E
am niște prieteni ok, da. Foarte tare. Foarte tare. Tot ce ține legat de scrimă, mi se pare tare și nivelul la care ai ajuns. Mă bucur că simți asta și că poate eu ți-am dat această... Da, păi mai înainte nici nu știi ce ai scrimă. Acest dar, vibe, știi? Da. Dacă ai câteva sfaturi sau recomandări pentru mine sau pentru cine se uită despre scrimă, da, despre scrimă. Despre scrimă? Da. În primul rând aș vrea ca tinerele generații să vină să experimenteze acest sport în număr cât mai mare. Este un sport foarte complex care te dezvoltă din foarte, foarte multe puncte de vedere și chiar merită încercat. Altfel, pentru performanță în scrimă și în orice domeniu, de fapt, am zis-o și mai devreme, este foarte important să muncești foarte mult, să ai răbdare cu tine și cu cei din jurul tău, să nu-ți pierzi niciodată motivația și să ai o voință de fier. Mm-hmm. Și niște recomandări? Recomandări? La ce, unde să se ducă să facă sau ce să urmărească mai exact legat de scrimă, gen pe YouTube sau... Păi, în primul rând, dacă vorbim de Slobozia, uh-huh. avem sala de scrimă la stadion. La stadion, da. Copiii poate să se ducă oricând singur sau împreună uh-huh. cu părinții, mă rog, mai degrabă împreună cu părinții să se înscrie. Sunt acolo profesorii pe care i-am avut și eu, domnul Marius Pușcașu și domnul Marin Cruțu. O să-i primească cu brațele deschise. Nu știu, recomandat ar fi cam pe la vârsta de 7-8 ani să se ducă și ei îi vor îndruma spre ceea ce au de făcut în continuare, știi? Așa, de urmărit pe YouTube, poate să urmărească oricând, sunt o grămadă de filmulețe, pot doar să scrie fencing în engleză și găsesc orice acolo, știi? Adică e foarte ușor de văzut acum, nu mai e așa că e greu să faci rost de videouri sau așa, știi? Și a început să fie și televizată, de exemplu, campionatul mondial la care am luat eu medalia de bronz de acum 3 săptămâni a fost pe Eurosport. Mm-hmm. Așa că e destul de vizibil. Adică puteam să ne uităm live cum ar veni la... Da, da. Cum îl da, vedeai pe apă. Da. Iar și mai multe informații puteți să luați de pe pagina de Facebook a Federației Române de Scrimă. Acolo au găsit și, nu știu, eu sunt la Clubul Dinamo acum, reprezint Clubul Dinamo din 2014 și acolo se face o treabă extraordinară, așa că sunt modalități de a da de acest sport și de a înțelege ce trebuie să faci. Da, ar trebui să treacă pe Instagram. Sunt și pe Instagram, da. Federația Română de Scrimă are cont și pe Instagram. Mai bine, mai greu cu Facebook, cu astea. Acum e mai greu cu Facebook. Da, mai a devenit cam învechit așa. E pentru bătrâni, nu? Nu pentru bătrâni, pentru pentru oamenii trecuți de o vârstă. Am înțeles. Ok. No, Federația Română de Scrimă a început un proiect foarte interesant în ultima perioadă, în sensul în care promovează foarte mult scrima și mai ales la nivel de copii. Vin foarte mulți copii la campionatele naționale, e o atmosferă foarte faină, așa, sunt mulți copii acolo, sunt și diferite standuri cu tricouri, cu, mă rog, chestii de genul ăsta, standuri unde poți să mănânci ceva, e foarte multă publicitate, deci e frumos, chiar e fain, adică merită văzut. Și este transmis de fiecare dată pe canalul de YouTube al Federației. Toate concursurile naționale sunt acolo. Inclusiv astea de senior, unde particip și eu. mai vrei să spuneți altceva unde să vă urmărească lumea? Instagram. Am voie să fac asta? Oricând. Super. Da, puteți să mă urmăriți pe Facebook Iulian Teodosiu sau pe contul meu de Instagram Iuli Teodosiu. Da, și pe mine ag.iuli și Interact Slobozia și Intertox Slobozia. Bine, fără Slobozia la Intertox, în fine. Da. Foarte tare. Mulțumim că ai fost prezent. Îți mulțumesc că ai venit, da. Și eu îți mulțumesc.
Chiar am, când am primit invitația, am fost foarte bucuros și chiar am vrut să vin și sper că a ieșit bine. Chiar, da, chiar mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Mă bucur. Da, e clar, cel mai bun campionat. Mă simt foarte bine. Da. Mersi mult. Mulțumim sponsorilor, Direcția Educației DECT, pe scurt DECT, să nu ne mai încurcăm în cuvinte. Mulțumim că ați vizionat și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Salut. Mamă, cel mai tare podcast. Nu, vreau. Mi-aș trage-o cu ei pe acolo. Cred că asta n-a sunat prea bine. Posibil. Să tai la montaj. Asta a prins-o.